Ministrul sportului a avut numai cuvinte de laudă pentru dublul campion mondial David Popovici, dar a uitat complet de ocupantul locului 5 în finala probei de 50 metri spate. Această omisiune a făcut-o pe mama lui Robert Glinda să-l atace pe politician într-un mod violent. La atât de multe materii au picat examenul oficialii Ministerului Tineretului și Sportului în episodul acestei primiri la aeroport, încât pur și simplu mă dezic de ei, nu mă reprezintă. Ei nu sunt România și poporul român. Dumnealui, acest ministru obscur și total nepregătit nu merită decât ocolit. Cum ocolești chestia aia care stă în drum și te-ar putea accidenta sau murdări? Nici energia, nici timpul și nici vorbele mele nu merită irosite pentru a-i comenta prestația năroadă etalată cu acest prilej, a scris Irina Angelica pe Facebook. Chiar dacă la sosirea acasă, ministrul Eduard Novac l-a ignorat pe Robert Glință, imediat după încheierea finalei de 50 de metri spate, șeful Ministerului Tineretului și Sportului l-a felicitat pe rețelele de socializare pentru performanța realizată. La sosirea acasă, Robert Glință a rămas uimit de numărul mare de persoane care au venit la aeroport să-i aștepte pe sportiv și a ținut să-i mulțumească lui David Popovici pentru rezultatele remarcabile. În cadrul evenimentului de la salonul oficial, ministrul Eduard Novac i-a înmânat lui David Popovici cecul de 200.000 de euro din partea Guvernului României, chiar dacă este de părere că suma este mult prea mică. În schimb, Mihai Covaliu nu a uitat ca pe lângă cei doi sportivi să-i felicite și pe părinții acestora și pe antrenori, considerând că au crescut copii extraordinari care acum ne fac să ne simțim mândri, relatează fanatic.ro.